Bărbatul de 55 de ani venea dinspre Ploiești și se îndrepta către Buzău la volanul unui autoturism Volkswagen. La rondul din bariera Brăilei nu a respectat indicatorul stop și a intrat cu viteză foarte mare sub remorca unui tir. Pe raza municipiului Buzău s-a produs un eveniment rutier în care o persoană a decedat. Un autoturism se circula din direcția Ploiești către Buzău, nu a respectat semnificația indicatorului oprire și a fost acroșat de către un autotir ce circula pe varianta DN285. Șoferul tirului nu a văzut autoturismul, dar a auzit doar bubuitura foarte puternică, a oprit și a coborât imediat, dar nu a putut interveni pentru că mare parte din mașină era sub remorcă. L-ați văzut venind? Pur și simplu de unde să-l văd dacă el a depășit Mercedes în dreapta. Și v-ați trezit cu el și cu mașină? Da, exact cu mașină, faza care se vede. Ați încercat să-i acordați primul ajutor, să faceți ceva? Nu se mai putea face nimic, a fost încarcerat. Nu, absolut nimic. V-ați speriat? Normal. În 30 de ani de șoferie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Echipajul de la descarcerare s-a chinuit mai bine de 40 de minute să dezmembreze mașina pentru a putea scoate șoferul rămas între fiarele contorsionate. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat. Pentru un pacient din accident rutier găsit încarcerat, în final am constatat decesul, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Șoferii din trafic spun că pe tot drumul de la București la Buzău, șoferul implicat în accident a condus agresiv și a comis greșeli în trafic. Circula haotic cu viteză mai mult depășit pe contrasens, adică era un pericol public pentru toți participanții la trafic. Da, m-am gândit că o să sfârșească greu, rău, foarte rău, da. Am așteptat să mă depășească și l-am lăsat, dar nici n-am vrut să-l mai văd. Dar aici, punctul meu de vedere ca șofer, este strict vinovat. Da, normal, are stop. Trebuia să oprească obligatoriu. A intrat cu ceva viteză, am impresia că era băut, sigur. În urma necropsiei se va afla dacă bărbatul era sau nu sub influența băuturilor alcoolice.